Ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu drag a voastră pandele Laura. Dragii mei telespectatori, înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru live-ul de aseară, unde am fost într-un număr foarte mare. Și în seara asta, 10, 10 jumătate, ne vom întâlni iar pe live-ul telespectatorilor Justițiari Casa Iubirii. Bineînțeles că aseară, după ce am închis live-ul cu dumneavoastră, am intrat și la doamna Mihaela și am aprins, cred că, 3 și ceva. Asta e, suntem dependenți de această emisiune și de a socializa și a dezbate ceea ce vedem acolo. Este un lucru foarte frumos și îmi place foarte mult să mergem pe toate live-urile și să dezbatem și să ne spunem părerile de bun simț. Am și râs, ne-am și contrat, dar asta înseamnă socializare de bun simț. Cred că am dat o lecție multor telespectatori și cam asta mi-ar plăcea să văd în mediul online. Nu fanatici, nu genul ăla de telespectatori, dragă tu, să nu spui de concurentul meu că îți dau la cap. Nu suport chestii de genul ăsta. Acum, revenind la oile noastre, ce vedem? O vedem cu toții pe Teodora, foarte gravă. Și impune tuturor ca subiectul ei cu Antonică să se închidă aici. Bineînțeles că au dus-o, vă spun eu, v-am spus de mult că Teodora duce. A făcut în așa fel încât direcția s-a dus în altă parte, că vezi, Doamne, Antonică ar fi sărac. Ce treabă avea sărăcia cu faptul că se spune că ea a fost și jos textila. Ca să nu se mai dezbată acest subiect, părerea mea că s-a scos țapii spășitor, că vezi, Doamne, Antonică este amărât. Dar cine a vrut să înțeleagă, a înțeles că, de fapt, s-a închis subiectul și gunoiul s-a băgat sub preș. O fată, repet, care nu avea nimic de ascuns, ea țipa cât o ține gura ca Antonică să nu mai lase loc de interpretare. Dar tăcerea ei și banditismul ei de a suci direcția acestei situații spune multe. Poate acum nu mă credeți, dar veți constata pe parcurs că Teodora este o Alenina 2. Nu se comportă niciodată o femeie ca ea. Cât ar fi ea de rușinoasă, totul până la demnitatea mea. Nimeni nu-mi calcă pe demnitate. Și acum există suspiciunea. Încă planează? Eu cred că da. Atâta timp cât ea n-a clarificat nimic concret. Și s-a pus pumnul în gură, exact ca la berbeca cu Cristinel. Mi-ar fi plăcut ca doamna Mantea să scoată scheletul din dulap, dacă este. În sfârșit, mai devreme sau mai târziu, se va afla purul adevăr. Deja că eu tind să cred că s-a întâmplat mult mai multe. Acum vă las și pe dumneavoastră să vă dați cu părerea și sau poate pe parcurs veți înțelege cum stau lucrurile. Bineînțeles că Antonică a dat-o că vezi, Doamne, s-a supărat că de ce îl face amărât, că a vorbit cu fetele. Totul ca să se mușamalizeze și exact ca în politică. Vorbim despre altceva, numai despre ceea ce trebuie, nu vorbim. Asta am văzut ieri la Teodora. Ce-am mai văzut, dragii mei telespectatori? Subiectul principal, Sebastian, deranjat de supărarea Robertei
și îl pune pe robiță să o întrebe pe Roberta de ce este supărată. Dar, din punctul meu de vedere, Sebastian a jonglat un pic cu situația, el fiind supărat pe Robiță, dar Robiță fiindu-i prieten și este nevoit să stea zi de zi atâta timp cu el în casă, i-a fost rușine de rușinea lui să-i spună că crede că o place pe Roberta. Și atunci a adoptat metoda pe care toți o abordează, dar nu vor să recunoască. Prima dată își atenționează partenera și spune care ți-e problema ta, de ce faci lucrurile astea. Asta a făcut și Sebastian, că nu știe el să pună accentul pe ce trebuie și că ridică tonul, e cu totul altceva. Dar se vede cu ochiul liber că sunt foarte reali, asta apreciez cel mai mult la ei, și la Sebastian și la Roberta, chiar dacă mulți spuneți că are ieșiri violente Sebastian, din punctul meu de vedere nu sunt atât de violente cum vrem noi să pară. Este un pic mai coleric și în momentul când este contrazis, ridică tonul. Fapt că el spune o vorbă care mie una mi-a intrat la suflet și pur reală, eu m-am îndrăgostit de tine și te iubesc prea mult și sunt nebun. Cred că cu aceste vorbe, Sebastian a spus totul. Mai mult ca sigur, cum v-am spus aseară și în live, Sebastian, văzând și simțind el anumite situații în casă și auzind și în online, mai mult ca sigur a gândit-o, bă, deci nu mi se pare. Chiar așa e. Și de rușine n-a vrut să-i dea lui Robiță în față și a bătut șaua să priceapă iapa. Fapt că ulterior Robiță a înțeles. Din punctul meu de vedere, Roberta nu este genul de femeie care, dacă bărbatul țipă, ea se bagă sub masă sau se bagă într-un colț și își așteaptă papara. Nu. Se vede cu ochiul liber că Roberta este o femeie foarte asumată, este o femeie care nu suportă să fie călcată în picioare și că îi dă partenerului ceea ce merită prin faptele lui. Fapt că ea i-a spus cu voce tare, dacă tu ai avut femei care te-au trădat, asta nu înseamnă că trebuie să suport eu și să consideri că eu sunt ca ele. Roberta, în secunda aia, te-am iubit. Bravo ție, așa procedează o femeie adevărată. Iar el, Sebastian, încă este genul ăla, dacă m-am fript cu ciorbă, suflu și în iaurt. Este dus prea în extreme ceea ce faci tu, Sebastiane, și sper să-ți dai seama că niciodată nu este ok să îți judeci femeia atât de aspru. Greșelile astea le-a făcut și Laurențiu, le-a făcut și Ionuț Stoica, dar mai cu perdea. Toți bărbații care iubesc, nu există așa ceva. Bărbatul care iubește are frică ca femeia lui să nu se uite după altul și să-l părăsească. Acum, Roberta a fost top pentru că i le-a dat la temelie lui Sebastian și mai mult ca sigur, Sebastian astăzi va avea replică la tot ceea ce i-a spus Roberta. Din acest motiv vreau să vă felicit pe amândoi că sunteți un cuplu foarte real, care vă certați pe bune, care vă spuneți deranjurile pe bune, care uitați efectiv că sunteți într-o emisiune și că vă comportați exact ca la voi acasă. Și vă spuneți deranjurile așa cum le simțiți, făcând comparație cu jandarmul și cu creața. Ăștia nu vor să arate absolut nimic pentru că ei sunt jucători. Noi nu am văzut
atâtea luni de zile la jandarmul, cum acționează când este pus într-o situație de genul, când este nervos, creața la fel. Din punctul meu de vedere, ei fiind jucători, vor să pozeze doar în cuplu perfect, exact cum au pozat Sorinache și Nicoleta. La ei nu vedem altceva decât îmbrățișări, atingeri, masaj erotic și atunci pot spune și îi pot declara cuplul cantarină. Ieri am văzut-o pe Creața iar sus în copac. Ferească-mă Dumnezeu, femeie la 30 de ani. În loc să își spună păsurile și să-i vedem cum sunt în realitate, vedem decât cantarină la greu. Ceea ce nu este ok și din acest motiv, chiar dacă nu vă convine, sunt falși. Sunt doar jucători. Atât. Ei n-au treabă, ei nu vor să se cunoască în profunzime. Sunt conștienți că după emisiune, ura și la gară, noi ne placem doar aici în emisiune. Afară nu vom fi împreună și din acest motiv nici nu ne interesează cum suntem noi ca oameni. Ce reacții avem în anumite situații? Stați bine și gândiți-vă, susținătorii lor, și aș vrea să vă puneți întrebarea, cum reacționează jandarmul când Creața nu-l ascultă și nu face ce spune el? Se vede cu ochiul liber în momentul când Creața îl ascultă pe jandarmul că el i-a pus pumnul în gură și nu mai poate să vorbească Creața, Creața e randeaua. Creața e pe lumea ei, n-are nicio treabă. Ea e cu gimnastica și cu lințul. Și cu iubitul ești cel mai frumos și cel mai înțelept. Ferească-mă Sfântul. Dar pe parcurs veți vedea mai devreme sau mai târziu că am avut dreptate în tot ceea ce am spus despre acest cuplu cantarină. Mergem mai departe și ce vedem? Vedem pe Berbeca și pe Virginica foarte, foarte curioase de topul lui Casian. Casian, pe cuvântul meu de onoare, în momentul ăsta, dacă nu este top, bineînțeles că Casian nu vrea să le spună și le ține pe jar pe aceste două pupeze și i-a dat-o și Giulitei subtil, dar bineînțeles că Giulita, la fel ca Berbeca, a luat-o ca pe o laudă. La modul Casian i-a spus, cu tine nu vorbesc, că tu ești luată. De cine sunt luată? De Robiță. Adică, oricum, tu ești în plus. Nu îmi face plăcere să stau cu tine de vorbă, că tu ești luată. Mai elegant, mai subtil, a exclus-o din discuțiile lui. De asta vă spun că este foarte înțelept și ceea ce face Casian este foarte, foarte greu. Că stai și te gândești, băi, a vrut să spună de bine sau de rău? Dar cine înțelege tipologia asta de bărbat? E numărul 1. Fapt că Giulita nu pierde ocazia să se ducă repede la Robiță și să spună, vai, știți ce a spus? Se lăuda. Ce a spus Casian că eu sunt luată de Robiță. Și râdea, dar Robiță i-a dat jet, nici n-a luat-o în seamă. Ca să vedeți cât de parșivă e, și am mai văzut o chestie, acum se dă pe lângă Roberta și îl sapă pe Sebastian. Băi, cât de perversă poți să fii, Giulito! Dar sper ca toți concurenții să-și dea seama și să se ferească de tine ca dracu de tămâie. Fapt că acum vrei să fii prietenă cu Roberta, că ai văzut că e foarte, foarte susținută și la pești pe Sebastian. Vai, dragă, dar nu se poate. Da, de ce e atât de vulcanic? Pentru că iubește și pentru că a fost ars de o femeie care el a spus că a iubit-o, dar de fapt n-a iubit-o, dându-și seama acum cu Roberta ce înseamnă iubirea. Cam asta este iubirea, să treci prin toate, să fii gelos, să ai momente de nebunie, să îți dorești să ajungi cât mai repede acasă să ți-o strângi în brațe, nu suporți ca un bărbat să stea în preajma ei, asta înseamnă iubire. Nu
prefecătorie ceea ce vedem la jandarmul și la creață. Revenind la Berbeca și la Virginica, o vedem pe Berbeca că iar îl abordează și vedeți că vine din ce în ce mai dezbrăcată acum și mai sexoasă și mai pițipoancă și stă în buze și Casian se uită la ea ca și cum. Cât de parașută poți să fii și ce importanță îți dai, măi șervețel, de unică folosință al bărbaților. Casian, pentru el, în momentul respectiv, cred că este Berbeca material de studiu. Până unde poate să ajungă o pițipoancă cu tupeul? Am mai observat o chestie, că și Virginica, foarte curioasă să afle topul lui și s-a enervat că nu i-a spus. Păi cum adică să nu-l ai? Că tu când ai intrat în casă ai avut în mintea ta un top. Ea vroia să-și audă numele și să o valideze Casian că e femeia bună pentru el. Virginico, țeapă, tu te-ai cerut la el, el a plecat la fete, ca să vedeți cât de țoape sunteți și cum vă dați singure de gol și cum vă udați în fața unui bărbat când îl vedeți un pic mai cu haz. Fapt că Berbeca acum îi spune lui Antonică în față că Casian este mai dotat. Și după adresă că nu dă bine și nu că e mai bun, că e mai bărbat, că e mai dotat din toate punctele de vedere. Iar pentru tine, Antonică, este decât un gândac de care te-ai folosit. Dar ce m-a frapat cel mai tare? Antonică, care paste opărite ăsta, să dea dracii, Antonică, dacă nu ți-ai arătat prostia pe față. Tu acum spui că vezi ceva de genul... Roberta îl place pe Robi, eu asta am văzut. Mă, Antonică, tu vezi cam prost. Bă, degeaba ai tu ocheia de broască. Că tu vezi cam prost. Și vezi ce nu trebuie. Păi tu în loc să o vezi pe Berbeca că te-a aruncat la gunoi ca pe o măsea stricată și să dă la bărbați în fața ta, tu o vezi pe Roberta. Păi ea a spus în față că Casian e mai dotat ca tine. Tu nu e sănătos la cap? Pe cuvântul meu de onoare, măi, Antonică, te-a prostit? Bă, asta te-a zăpăcit cu păsărică. Bă, deci cât te crezi tu de bărbat, ți-a dat odată păsărică și te-a făcut knockout. Vai de capul tău, măi, Antonică. Din punctul meu de vedere, ești un mare, mare pămpălău. Deci tu vezi femeile altor bărbați în condițiile în care a ta mai are un pic jos textila sus pe Casian. Ferească-mă, Dumnezeu, măi, Antonică! Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Îl vedem pe Robi, destul de afectat de ceea ce a spus Sebastian. Înțelege că, de fapt, în el a vrut să dea. Jandarmul vrea să scoată în evidență că, de fapt, Robiță vrea să dea și că s-a legat de Roberta în condițiile în care și face și un spirit de glumă jandarmul. Băi, Robiță, tu, noi te considerăm prieten, dar de fapt tu ne iei femeile? Ce vedem la jandarmul și la Creața în momentul când a auzit jandarmul că a luat-o și pe Creața în brațe? A avut un moment de realitate și o întreabă pe Creața, la care Creața da. M-a ajutat să ajung la tine. Și a mai vrut să încerce încă o dată în grădină și a spus și care e problema. Și acolo s-a oprit. Păi nu, că a fost o glumă. Ca să vedeți că ei se abțin foarte mult, jandarmul și Creața. De ce? Că Creața nu e atât de diplomată cum și-ar dori jandarmul și o dă. O dă pe bune și se ceartă pe bune și își scoate caracterul Creața de femeie fără scrupule, iar jandarmul nu acceptă. Și atunci mai bine preferă să impună să tacă, că altfel se dau de gol, că n-au nicio treabă unul cu altul. Ei au decât în comun cantarina, restul nimic. Ce-am mai văzut? Că Robiță nu este lăsat de această Virginica tupeistă, obraznică, mică, neagră și urâtă și este ceata lui Pițigoi, Virginica. De să te ferească Sfântul
să o contrazici pe Berbeca, că sare Virginica. Dai într-un, nu țipă două. Măi, Virginico, pe cuvântul meu de onoare, dacă nu, nu știu dacă ați observat, dragii mei telespectatori, dar uitați-vă, Berbeca când se dă în stamba așa și scoate pițipoanca din ea și ea e o tupeistă și obraznică cu Moldo și cu toți, în spatele ei vine neagra asta, mică și urâtă, avorton făt viu, și râde. Ați văzut când vedem copilul când ne crește și începe să aibă păreri pertinente. Și noi ca mamele, vai, ce mândră sunt, ce deștept e puiul meu. Deci așa am văzut-o pe Virginica la modul, dă-le fată, bine le spui, bravo. Băi, Virginico, de se vede, frate, că sunteți tute amândouă și că tu ești tot o berbeca, dar nu vrei să arăți. Și atunci o împingi pe proastă să te răzbune pe tine că tu trebuie să pozezi în aia care stă așa. Dacă erai o femeie care stătea așa și la creier, erai prima care o puneai la punct pe pițipoanca aia. Dar tu, fiind la fel ca berbeca, tot o pițipoancă, ești de acord cu ea și râzi și te bucuri când berbeca este tupeistă, ca așa a făcut-o mama. Tupeistă și obraznică. Și tu ești tot la fel, măi, Virginico. Și ce vedem, și bine-ți face robiță că le meriți, tu ești genul de persoane care nu dai voie la nimeni să o pună la punct pe berbeca, inclusiv cu robiță. Și la robiță ai o problemă, să nu-l auzi pe robiță că închide el subiectul, că trebuie să spui tu încă două vorbe peste robiță. Câte rușini să-ți mai dea robiță, de câte ori să mai urle la tine că ești tupeistă, că ești obraznică și că tu vrei să fii miezul, tu vrei să fii peste el. Dar crede-mă că robiță nu acceptă genul ăsta de femei și din motivul ăsta l-ai și pierdut, că te crezi prea deșteaptă și nu ești, crede-mă, că nu știi când să cântezi și nu știi când să vorbești și nu știi ce să vorbești. Și din acest motiv, robiță, chiar dacă te place aspectual, când te vede atât de proastă și atât de tare în gură, fuge ca dracu de tămâie. Din acest motiv, nu vor sta bărbații cu tine, chiar dacă crezi că Patrick te aplaudă, dar ăla-i din bun simț, nu suportă genul ăsta de femei care ele sunt miezul. Virginica, Berbeca și Giulita, voi acolo trebuie să lucrați dacă vreți bărbați. Nu mai fiți tari în gură și proaste în meserie. Da, Roberta este tare în gură, dar când trebuie. Și cu ce? Îl combate cu faptele lui. Nu mai trebuie să facă ceea ce faci tu. Când Berbeca i s-a spus, tu, Virginico, că tu ești mămica lui Berbeca sau iubita lui Berbecăi, când ai spus că tu crezi că s-ar potrivi cu Moldo Berbeca, ea a spus că ea e aia care e obraznică. Dar ce vrei să-i fac? Să-l scutur? Și bineînțeles că și Robiță și Casian le-a fost scârbă de reacția Berbecăi. Măi, pițipoanco, tu ești pițipoancă și în poziții. Tu de ce stai cu buza? Prinzi momentul și ți arăți așa, că ai ștampilă, că ai buze. Și mai faci și la ochi așa. De ce? Tu vorbești, te cerți, dar îți iei pozițiile alea considerând că ești frumoasă când stai cu buza, cu buzele așa și între deschise, ca în poze. Fii mer scârbă de tine, de pițipoancă. Și mai scârbă mi este de Virginia că susține astfel de femeie, înseamnă că este la fel ca ea. Și atunci băieții ei au spus și Robiță și Casian că nu se poate atâta tupeu pe ea, zici că are 15 ani. Și te-ai trezit tu, Virginico, aia deșteaptă, aia matură, aia înțeleaptă, da, la voi este banca maturilor, canapeaua maturilor. Fii mi-ar scârbă de tine, pițipoancă, de Virginica. Și tu și Berbeca sunteți o apă și un pământ. Vă dați deștepte tari în gură și bărbații vă citesc, care sunt bărbații, vă citesc din avion că sunteți doar niște pițipoance. Atât și nimic mai mult. Și vă tratează ca pe niște șervețele. Și pe bună dreptate. Bineînțeles că Robiță n-a mai rezistat-o pe ul tău, ai mai spus încă o dată peste el
Și n-a mai rezistat și te-a spus, dar până când vorbești tu? Și te făceai că te închizi la sandale, că tu ești aia, dar ce-am zis? Dar tu știi, pentru berbeca o să rămâi cu buza umflată, măi Virginica, și cu o etichetă de pițipoancă. Mică, neagră și urâtă și obraznică. Pentru că se vede cu ochiul liber că îți face plăcere ceea ce face obraznica nesimțită de berbeca. Și atunci vei rămâne la fel ca berbeca, te vei da la bărbați, exact cum este și Giulita, vă veți da la bărbați adevărați, iar ăia nu se vor uita la voi decât ca la niște șervețele, pentru că asta sunteți. Dacă erați niște femei cu principii, știați cum stă o femeie în fața unui bărbat, cum se prezintă o femeie în fața unui bărbat, cum prin felul ei de a fi își impune respectul față de bărbați, nu sunteți voi alea care aveți atâta discernământ și atâta înțelepciune încât să arătați bărbaților că sunteți deștepte. Voi doar vă considerați, dar nu sunteți. Îmi pare rău. Virginica, Giulita și Berbeca. Roberta și inclusiv Ștefania și multe fete din casă, Lorena, v-au dat clasă din toate punctele de vedere. Larisa a lui Ionuț Stoica. Nu. Biencuța, cât vă dați voi de deștepte, acum am văzut cât de proaste sunteți. Toate trei. Aia i-a spus Casian că e scoasă din discuție, că e luată și s-a dus să se laude. Vai de capul vostru. Iar doamna Mantea, când l-a întrebat pe Casian cum o vede pe Berbeca, efervescentă, frumoasă, vulcanică, și l-a rămas așa, s-a uitat. Încă nu am cunoscut această latură. Bineînțeles că ea n-a înțeles că, de fapt, nu are calitățile astea de femeie frumoasă. O femeie, el are un filmuleț când spune, o femeie frustrată este urâtă. Cam asta ești, Berbeco, o femeie frustrată care vrei să te dai importantă și să te dezbraci în fața bărbaților și să umbli dezbrăcată, că tu ești aia corpulentă, dar, de fapt, bărbații se uită la tine ca la ultima zdreanță. Asta e, îmi pare rău să spun, dar dacă mama ta nu a avut timp să te educe, atunci suntem nevoiți să-ți spunem pe față unde greșești. Cam asta e. Și apropo, fetelor, astea care râdeți cu gura până la urechi și vă dați buzele așa peste cap în fața bărbaților, din start, spuneți că sunteți strențe. Niciodată o femeie nu râde cu gura până la urechi când sunt bărbați în jurul ei. Cum face Giulita, care era foarte fericită când i-a spus Roberta lui Sebastian, păi ai uitat că tu îi luai firul de păr din gură Giulitei? Și bineînțeles că ea, ai drag, așa mi-au făcut, i-a plăcut de mine. Nu i-a plăcut de tine, s-a folosit de tine, șervețelule, să o facă geloasă pe Roberta, ca să vedeți că sunteți proaste. Și vă spun, și nu o luați ca pe o jignire, este constatare. Pentru că voi credeți că sunteți lăudate și apreciate în momentul în care voi sunteți umilite. Și atunci nu sunteți deștepte. Mie mi-ar fi fost rușine, Giulito, să dea exemplu, iubita, pe mine. Păi ce am fost fetiță, am fost panaramă, ce am fost? Și așa e, am fost panaramă, când am crezut că mă place prostul. Dar de fapt prostul, ăsta nu-i prost. Sebastian s-a folosit de mine ca să te oftice pe tine. Deci am fost un șervețel. Dar tu ai râs, ai fost bucuroasă. Cam asta este viața voastră și ăsta este caracterul unei pițipoance. Să fie tare în gură și proastă în meserie. Felicitări, Casian! Sper din tot sufletul băieții să nu se simtă oarecum
jos față de tine, dacă sunt deștepți, vor învăța foarte multe de la tine. Deja că și robiță are foarte multe principii sănătoase, dar e mai bădăran, e mai... Luați din diplomația lui. Casiane, așteaptă-te. Dacă este adevărat ce mi-a ajuns la urechi, că ai un copil să străiască și nu l-ai declarat în emisiune, mi-e milă de ce va urma. Ca să vadă toată lumea că nu susțin pe nimeni și că dau cu toți de pământ atunci când greșiți. Roberta, sper să fie un zvon, pentru că ieri am văzut că Giulita s-a apropiat lângă tine și te-a prins în momentele alea de furie și erai de acord cu ea, că ea ți-aducea aminte ce făcea Sebastian ca să-l sape pe Sebastian și ai fost de acord, dar sper să nu se înfiripe vreo prietenie cu Giulita, că altfel te bubui, Roberta. Așa că, dragii mei, vă las, vă doresc o zi minunată tuturor și ne vedem mâine, în seara asta, 10 jumătate pe live-ul justițiarilor și abia aștept să înceapă emisiunea să vedem ce mai face nebunul de Sebastian și Roberta, cum știe să se impună ca femeie. Sebastiane, se pare că nu-ți merge cu Roberta. Roberta se respectă prea mult și e prea drăcoasă ca să se bage sumasă. Să vedem până unde va ține caracterul vostru și cât vă tolerați unul pe altul. Abia aștept să văd. Vă las, vă doresc o zi minunată tuturor. La revedere!